relația mea cu banii este una absolut incredibilă și extraordinară. O relație la care am muncit foarte mult. În sensul că am reușit să atingem un echilibru, dar asta după o bună planificare și gestionare a bugetului meu. Mai degrabă o introspecție asupra comportamentului meu financiar, aș putea să zic. Da. Hai să zic ceva, 50, 30, 20. Tot timpul sunt atent la banii care vin și pleacă din contul meu. Am grijă ca întotdeauna 50% din venituri să le folosesc pentru cheltuieli curente, nevoile copiilor și așa mai departe. 30% pentru tot ce înseamnă dorințe, vacanțe, îmbrăcăminte, iar 20% pentru, pur și simplu pentru economii, investiții și așa mai departe.